Este pro debut, sunt sigur că este foarte emoționat acum Igor Beșleagă între în suprafață de lupte absolut diferite regulile sunt, dar va fi susținut de către publicul nostru care este foarte se pricepe, este foarte priceput în ale alte artelor marțiale mixte. Krasnikov, ucraineanul, vine din orașul Harkov, are 29 de ani, 1,80 m înălțime, 77 de kilograme. O victorie și o înfrângere la profesioniști pentru el. De la teamul Zeus vine ucraineanul. Round one. Un pic mai înalt ucraineanul, dar și mai subțire față de Beșleagă. Are Igor, dacă te uiți la el, are un corp foarte, foarte bine lucrat. Păstrează distanța cei doi sportivi. O dreaptă acum peste gardă trimisă de Igor. Încearcă și reușește să-l ducă la podea pe ucrainean. Foarte puternic Igor Beșleagă l-a dus printr-o o piedică pe care a aplicat-o adversarului său. Acum câteva lovituri de braț, încearcă și cu brațul stâng. După 3-4 lovituri cu brațul drept, punctează și pe partea cealaltă Igor Beșleagă și are un început de meci foarte, foarte bun. Are un început furibund, dar într-adevăr sunt 3 reprize câte 5 minute, trebuie să țină cont și de acest lucru. Da, și a trimis câteva lovituri ca în largi, ceva mai devreme și trebuie să fie un pic atent ca lovit și cu palma deschisă și arbitru ar putea să intervină. Pentru a nu risca acea accidentare cu degetul băgat în ochiul adversarului. Da, un deget de-a lui care este deja, nu se permite și când te aperi, să te aperi cu brațul deschis pentru a nu trauma adversarul. Foarte puternice loviturile lui Beșleagă. Încă o dată, lovituri la cap, la corpul adversarului, bine lovește cu brațul drept. Încă o dată încearcă ucraineanul să se apere, dar nu știu cât va mai rezista în această poziție. Beșleagă pune presiune pe adversarul său. Totuși, iată, ucraineanul reușește să se apere, să pună mânușa în calea unor lovituri și să reziste pe spate. Și la cap și la burtă lovește Beșleagă. Când dacă va reuși ucraineanul să se ridice de la podea, foarte... 3 minute închegate de încăsări, dar este experimentat. Ucraineanul are o vârstă doar de 30 de ani. Și bănuiesc că este un lup bătrân care a mai fost în asemenea situații. Da, vedem că nu renunță. Mulți sportivi, dacă erau ceva mai slabi de inimă, renunțau până acum la acest meci. Dar el stă foarte bine. La încasa loviturile, iată cum se duce după brațul adversarului. Și dacă îi va ieși această... nu i-a reușit ucraineanul, a scăpat priza. A scăzut și din iurișul lui Igor. Este foarte greu. A obosit și el, da. A obosit să-l bată. Da, să-l bată pe... Știi cum e? Și în sacul de box, că să dai. Te-a pus să dai în el, la câte minute poți să dai. Încă o dată câteva lovituri bune la capul adversarului și am văzut arbitru a intervenit pentru că avea din nou mânușa deschisă Igor Beșleagă. Nu băga capul, Action! Două, trei lovituri trimise din nou de Igor spre figura adversarului. Arbitru foarte atent. Mi s-a părut că este pregătit să ridice pe cei doi. Dar lucrează deasupra Igor. Continuă cu loviturile la corpul adversarului. Da, încercată. Este o poziție semilaterală. Mai în demigarda adversarului cumva. Sau cam așa a fost pe toată durata acestei... A fost în full guard, a fost în gardă totală, dar acum... Acum e demigarda adversarului, doar un singur picior printre picioarele celui care se la podea, al lui Igor Beșleagă. Și a fost incomodat de aceste momente. Cred că ar putea, da, și reușește acum să se ducă deasupra, pentru că a mai obosit adversarul său și am văzut că Igor putea să ridice piciorul peste genunchii lui ucraineanului, dacă a fost lovitorul la ceafă.
Se duce după strangulare, acum bagă brațul stâng, se apără bine adversarul. Da, da, ucraineanul s-a apărat bine, poate acum să reușească, nu reușește să bage mai bine. Încearcă cu picioarele să-l întindă acum un pic pe ucrainean pentru a reuși să ia gâtul, să vedem dacă va reuși. Poate un braț, ar fi putut să ducă și după un braț Igor Beșleagă. Pune presiune pe adversarul său, în continuare sportivul moldovean, și face foarte bine. Până în acest moment, e clar, se duce repriza în favoarea sa și este un început excelent pentru el. Încă o dată lovituri puternice trimise și se încheie această primă repriză. Impresia după această repriză este clară, câștigată de Igor Beșleagă fără nicio discuție. Să vedem dacă ucraineanul va arăta altfel în repriza a doua. Îl văd destul de obosit, destul de chinuit după această primă repriză. Momentele importante din prima repriză cu Igor Beșleagă peste adversarul său. Cam așa a fost toată această primă repriză. Din momentul în care Beșleagă a reușit să-l împiedice, să-i pună acea piedică adversarului să-l ducă la podea pe Krasnikov, l-a și dominat pe ucrainean și a reușit să-și ajudece această primă repriză Igor Beșleagă. Repriza a doua, parcă și-a mai revenit un pic ucraineanul după această pauză. Arată mai bine față de finalul primei reprize, când era destul de... Deșifonat. Da, și-a revenit și prelungește această luptă, într-adevăr. Este un bun încasător, este un luptător cu caracter. Încasează și acum două lovituri din picioare, dar le duce și pe acesta. Încă o dată croșeu de stânga, ucraineanul se duce și la aproape. Să vedem dacă va reuși această încercare de ducere la sol. Nu, nicio problemă pentru Igor, care se apără excelent. În plus de asta are și un plus de forță. S-a văzut acum când a reușit să-l ducă la podea pe adversarul său. L-a dus la podea și acum vom asista la repriză secundă. De tortură, nu? De tortură, din parte. A doua repriză de tortură. Control deasupra pentru sportivul moldovean. Adversarul său încearcă să iasă și a scăpat, da, a scăpat. Cum a reușit ucraineanul să scape și iată-l din nou într-un moment în care are șansa să fie din nou în picioare. Aici nu are mare sort de izbândă, poate dacă s-ar fi dus după o ghilotină, dar n-avea cum să-i prinde gâtul lui Igor în acea poziție. Foarte bine îl ține Igor pe adversarul său cu spatele la dat, nu știm. Bună! Încă o dată o lovitură de genunchi. Încă un genunchi la corp. Da, este o poziție dificilă pentru ucrainean și loviturile acestei genunchi sunt mistuitoare. Este John Jones, are obiceiul de a lucra la gard în asemenea, în așa măsură. Bună, din nou aruncarea lui Igor Beșleagă și adversarul său. Începe acum a treia repriză de tortură sau cum? Este din nou cu spatele la podea Krasnikov. Se folosește foarte bine cu picioarele și va încerca să-și revină. Da, a încercat să se împingă un pic acolo, să se ajute de gardul cuștii, dar nu a făcut mare lucru cu acest procedeu Krasnikov. E bine pentru Igor că ține adversarul la podea, stă peste el. Cred că
Spune că este și debutul său la profesioniști. Cred că și-ar dori un meci terminat înainte de limită. Nu este foarte... Acest luptător nu este simplu deloc adversarul din această seară. Dar să mai... Bine, mai este un lucru. A fost o pregătire de 6 săptămâni de când și-a aflat adversarul. Spaniolul trebuia să fie. Spaniolul absolut altfel lucra. Echipa sa bănuiesc că i-a făcut un game plan pentru acea luptă. Este foarte stresant pentru luptători când auzi pe ultima 100 de metri, nici nu e 100 de metri, pe ultimii 5 metri, cred. Uite, o să fie alt adversar. Da, îmi povesteai mai devreme că s-au căutat adversari și în România și în, până la urmă, a rămas ucraineanul. S-a căutat mai multe direcții adversari pentru Igor Beșleagă și este final de meci, iată. Victorie! Victorie, debut cu dreptul pentru Igor Beșleagă și pentru echipa sa din această seară, pentru Ion Cojocaru, Dmitrii Capmari, sunt cu echipierii lui Igor Beșleagă și sunt foarte bucuroși că Igoraș a început cariera sa în artele marțiale mixte cu victorie. Sper să fie de bun augur și să-l vedem de multe ori la noi și pe arenele internaționale la fel de motivat și bine, mai matur, este la început de cale. Da, dominat această luptă, a fost o repriză și jumătate din cea de-a doua, în care Igor a arătat foarte bine și a dominat clar adversarul. Un meci reușit pentru Igor Beșleagă, sau Igoraș, cum ai zis tu, nu? L-ai... Mai familiar. Nu, l-ai alintat un pic, așa, da? E numit în sală, Igoraș, Igoraș. Da. Igoraș cel mai tare din oraș în seara asta, da? By TKO, the winner is Igor Beșleagă! Victorie pentru Igor Beșleagă, debut la profesioniști cu dreptul pentru el, victorie obținută înainte de limită împotriva lui Dimitrio Krasnikov din Ucraina.